Deci este prima noastră întâlnire după câștigarea alegerilor în 11 decembrie 2016 și este normal că vom discuta în prima parte despre rezultatele obținute la alegerile parlamentare. Vom discuta despre reorganizarea în teritoriu a 3 sau 4 organizații care efectiv în 2016, din diferite motive, au rămas fără președinții titulari și a funcționat până în perioada alegerilor și în perioada alegerilor cu președinți interimari. Deci este o întâlnire prin care, cum spuneam, facem o analiză 2016 și vedem ce este de făcut mai departe. Ne consultăm cum trebuie să procedăm, cum trebuie să lucrăm ca organizație, ca partid, în situația în care Partidul Social Democrat este la guvernare. Așa cum vă spuneam și ieri, prin discuțiile pe care le-am purtat la nivel central, este clar că reorganizarea activității prin conducerea Alianței PSD-ALDE a început și continuă cu punerea la punct a infrastructurii guvernamentale, după care lucrurile se vor îndrepta în această privință spre teritoriu. Despre ce localități este vorba? Sunt pe ordinea de zi, nu le rețin, dar sunt 3-4 localități. Despre validarea candidaturii domnului Aurel Popescu? Da, este pe ordinea de zi și această problemă, ca să eliminăm orice discuție și orice suspiciune. Deci eu cred că am demonstrat că de fiecare dată n-am venit în fața opiniei publice cu lucruri nerezolvabile. Am spus clar de foarte mult timp că în perioada următoare candidatul primăriei Târgu Jiu va fi Aurel Popescu. Acest lucru s-a discutat în organizația municipală. Organizația municipală Târgu Jiu și-a dat girul pentru acest lucru. Astăzi propunerea lor se va valida în comitetul executiv. Veți vorbi și despre funcția de prefect? Nu, deci nu vom discuta de funcții în această întâlnire. Este o întâlnire de bilanț, să spunem, și nu discutăm, așa cum nici și s-a spus de practic de la centru, să nu discutăm până nu se rezolvă problema guvernamentală. A spus că singura discuție pe care ați avut a fost cu domnul Ciprian Florescu. Deci, legat de această intenție a dânsului, nu este că neapărat totul este bătut în cuie, am discutat numai cu domnul Ciprian. Restul, ce ați văzut dumneavoastră, am văzut și eu prin presă fel și fel de discuții, speculații, nume. În cazul în care domnul Ciprian va fi prefect, domnul Dunariu este... Deci nu discutăm, bineînțeles că cineva îi va lua locul, dar nu dăm nume în momentul de față, pentru că trebuie să fim pragmatici și să facem pas cu pas, nu să vorbim de dragul de a vorbi.